Salutare tuturor și bine v-am regăsit! În tutorialul de astăzi vreau să introducem în catalog elevii înscriși în clasă. Dar la acest catalog va trebui în viitor să aibă acces mai multe categorii de utilizatori. De exemplu, profesorii vor putea să editeze acest catalog, iar părinții să poată avea acces din mediul online la catalog doar în modul citire. Din aceste cauze, modalitatea de a popula catalogul cu elevii din clasă este următoarea. Crearea pentru fiecare elev din clasă o foaie de calcul specifică lui, în așa fel încât pentru fiecare elev în parte să existe posibilitatea vizualizării notelor și absențelor individual și specific fiecărui părinte în parte. Dar despre lucrul colaborativ în acest catalog și vizualizarea catalogului elevului de către părintele său, în tutorialul următor. Crearea foilor de calcul o vom face prin copierea acestei foi de calcul la care am lucrat până acum pentru fiecare elev în parte. Dar până atunci să introducem primul elev din clasă. Să formatăm un pic această celulă în care am introdus numele elevului. Vom așeza textul în centrul celulei. Îl vom scrie îngroșat și cu un fond de o dimensiune un pic mai mare. Acum va trebui să redenumim această foaie de calcul cu numele elevului. Acest lucru îl realizăm executând un click dreapta în zona butonului foii de calcul, aici unde scrie Sheet 1. Click dreapta și alegem opțiunea Rename și vom scrie numele elevului. Acum va trebui să copiem această foaie de calcul pentru fiecare elev în parte. Acest lucru îl vom realiza astfel. Clic dreapta pe numele foii de calcul, apoi opțiunea Move or Copy, vom bifa opțiunea Create a Copy și vom executa un clic în zona Move to End pentru ca noua foaie de calcul creată să se adauge după această foaie de calcul existentă. Se observă că s-a creat o nouă foaie de calcul Popescu Ionel 2 și care conține toate elementele primei foi de calcul, inclusiv numele elevului. Bineînțeles că nu vom lăsa același nume, ci vom adăuga, vom șterge numele existent și vom adăuga noul elev. Vom redenumi din nou această foaie de calcul. Dar se observă că numele elevului nu este afișat corespunzător în această celulă. Pentru ca totuși prenumele elevului să fie scris pe o linie următoare, se vor executa următorii pași. Se execută două clicuri în celula ce se dorește editată. Se poziționează cursorul la sfârșitul numelui elevului și se folosește combinația de taste Alt și Enter. Astfel, prenumele George va fi scris pe o linie nouă. Apoi vom executa un click în afara celulei. Vom continua acești pași de copiere și editare pentru fiecare elev în parte. Am creat câteva foi de calcul pentru exemplificarea realizării catalogului. Bineînțeles că într-un scenariu real, pentru fiecare elev care se regăsește înscris în clasă, va trebui să se regăsească și o foaie de calcul în fișierul corespunzător acestui catalog. Acesta a fost clipul pentru astăzi. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!